La școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova, elevii au intrat încrezător și sigur pe ei să susțină proba la matematică, care în mod tradițional este și cea mai temută. Ei au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Mulți absolvenți de gimnaziu care au dat astăzi piept cu matematica au ieșit din săli fericiți și mulțumiți că subiectele nu le-au pus mari probleme și au încheiat și ultima probă. Am întâmpinat mari probleme, doar că la punctele C de la geometrie a fost mai dificil. În rest, n-am avut probleme. La algebră, singurul exercițiu care mi s-a părut dificil a fost 5-ul, dar l-am făcut. A fost bine, a fost foarte ușor pentru mine și sper că o să iau notă mare. Subiectele nu au fost foarte dificile, însă au avut capcane la geometrie și algebra n-a fost foarte dificilă. După mine. Cel mai greu mi s-a părut la... Cel mai mult am stat la punctul B de la, prima problemă. Nu-mi dădeam seama că era trapeziul acela. N-au fost foarte grele subiectele. Sper să iau o notă cât mai mare și să sperăm că toată lumea ia note mari, să intre unde vrea. A fost un examen ușor, sper să intru în ce liceu vreau și a fost ok. În tot acest timp, lângă școală, îi așteptau să iasă din examen părinții, bunicii și profesorii, toți emoționați și nerăbdători să vadă reacția copiilor și să afle cum s-au descurcat la primul examen important din viața lor. Emoții cred că avem mai mult decât ei. Acum să sperăm că nu le-am transmis decât emoțiile pozitive. Ce să zicem? Așteptăm să vedem cum iese. Emoții. E primul examen al ei, sunt emoții. Ca fiecare bunic care îl crește de mic. Îmi cunosc foarte bine copiii și propriul copil, bineînțeles, și aveam emoții într-adevăr duble, dar sunt foarte pregătiți. Da, subiectele au fost exact cum trebuiau să fie, sunt foarte mulțumită de ce au făcut, inclusiv de propriul copil, chiar dacă nu este 10, nu are nicio importanță. În niciun centru de examen din județ nu s-au înregistrat probleme. Măsurile de prevenție respectate toate, ne-am încadrat în timpul propus, adică până la 8:30 au intrat toți elevii în sălile de clasă, n-am avut niciun incident, niciun suspect, nici o temperatură mai mare, nici măcar de 37, nici pentru colegii mei, profesorii supraveghetori, nici pentru copii. Tot a fost în regulă. Pe 22 iunie se vor afișa rezultatele în aceeași zi și pe 23 iunie se vor putea depune contestațiile. În data de 27 iunie este programată afișarea rezultatelor finale. În premieră în acest an este prevăzută și a doua sesiune a examenului de evaluare națională pentru elevii care nu s-au putut prezenta la probele scrise din motive medicale. Sesiunea specială va începe în data de 29 iunie.